Inspectorii ANSA au descoperit nereguli grave în urma unor controle desfășurate la abatoare și ferme din toată țara. Igiena necorespunzătoare, lipsa măsurilor de biosecuritate și utilizarea medicamentelor expirate pentru animale sunt doar câteva dintre problemele identificate. Aceste abateri pun în pericol siguranța consumatorilor și integritatea produselor alimentare de origine animală. Controlele au scos la iveală lipsa unui sistem eficient de gestionare a echipamentelor de dezinfectare a transportului animalelor. În multe cazuri, animalele nu erau înregistrate la timp în registrul de stat și erau transportate fără respectarea normelor legale. Ca urmare, ANSA a emis sancțiuni pentru contravenții, a interzis vânzarea cărnii neconforme și a suspendat autorizațiile sanitare veterinare ale unităților care nu respectă cerințele de igienă și biosecuritate. Astfel, acțiunile de control vor continua în mod surpriză pentru a asigura respectarea normelor legale. ANSA face apel către toți proprietarii de unități de creștere să respecte cerințele stricte și să colaboreze pentru a asigura siguranța alimentară.